Un șofer de camion a fost la un pas de moarte după ce i-a apărut în față un alt tir care circula pe contrasens. S-a întâmplat pe autostrada București-Pitești, la ieșirea spre Craiova. Șoferul care circula pe contrasens ar fi ratat o ieșire de pe autostradă și a ajuns direct în fața celui care circula regulamentar. Șoferul care mergea corect a reușit să evite un accident grav în ultimul moment, virând la dreapta. Imaginile au fost surprinse de o cameră de bord, iar bărbatul care circula corect a făcut publică înregistrarea, pentru că speră că autoritățile să vadă totul și să-l identifice pe șoferul care circula pe contrasens.